Vreau să mă bucur și împreună cu voi de prezența noastră aici și dacă mi îngăduiți o spovedanie personală, am respect și frică de adunare, de aceea în timpul săptămânii caut să vin iarăși și iarăși înaintea lui Dumnezeu cu cuvântul acesta. Să mă ajut, Doamne, ca niciodată să nu dezonorez adunarea noastră prin a aduce o vorbă goală sau cine știe ce înaintea poporului tău, te dezonorez pe tine. Așa a spus Domnul, cine vă primește pe voi, mă primește, cine vă onorează pe voi, mă onorează pe mine. A doua mărturisire aș vrea să fie cea care privește viața mea. Niciodată n-aș fi înțeles lucrurile pe care le predau aici, sau n-am timp să le predau, am rămân în fișa mea de pregătire, dacă n-ați fi fost voi. Dumnezeu ne-a adus împreună pentru planul acesta, și mă rog ca totdeauna să privim în urmă cu bucurie la timpul ăsta pe care l-am străbătut împreună. Astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, aș vrea să descoper o mică taină. Știați că Dumnezeu pregătește breakfast, micul dejun, pentru fiecare dintre noi, înainte să deschidem ochii? Știați treaba aceasta? Nu, aduc două exemple. Totdeauna, da. Ei au pescuit pe mare toată noaptea, nimic, așa cum se întâmplă să pescuim noi în viață, toată viața, pe nimic. Și când au ieșit la mal, au constatat că în timpul ăsta breakfastul a fost pregătit în noaptea aceea. Dumnezeu pregătește breakfastul sufletului pentru fiecare persoană în fiecare dimineață. Al doilea exemplu pe care doresc să-l aduc este cel legat de Ilie. El doarme sub stresul acesta cumplit, sub depresia sinucigașă în care se găsea. Vreau să mor, nu-mi trebuie viață, am terminat. Cade în acest somn bolnav în care agonizează, dar când deschide ochii, surpriză mare. Breakfast era pregătit. O turtă coaptă și toate erau acolo la locul lor. Lucrul acesta se întâmplă duhovnicește pentru fiecare persoană care este aici sau toți cei iubiți care ne ascultă. De ce avem sau nu parte de acest mic dejun dumnezeiesc pregătit în timpul când noi odihneam sau eram departe? De ce nu toți avem parte? De ce nu avem parte totdeauna de acest lucru? Depinde de primirea sau respingerea noastră. În ce îl privește pe Dumnezeu, El a pregătit hrana sufletului înainte de răsăritul soarelui sau de deschiderea ochilor noștri. Pentru fiecare suflet în parte. În clipa când am deschis ochii și vrem să luăm loc la masa lui Dumnezeu, în clipa aceea constatăm că totul era pregătit. Acesta este Domnul. Și să ne rugăm lui Dumnezeu ca niciodată să nu ratăm chemarea aceasta. Înainte de orice, ne atacă uneori graba, ne atacă stresul, oboseala teribilă, aglomerația teribilă de lucruri care trebuie să făcute. Indiferent ce se întâmplă, era un frate în Târgoviște care avea un magazin de materiale de construcții și în fiecare dimineață l-am cunoscut persoana. De la 5 la 6 era ora lui sfântă, așa o numea el. El nu avea doar o zi sfântă, el avea această oră sfântă în fiecare zi. Și spunea, venea lumea după lume, cu căruțe, cu cai, băteau în geamuri, hai, domnul Cojan, domne, hai, domne, ce când deschizi ceva? Niciun răspuns. Eram la masa de dimineață cu Domnul. Domne, pleacă lumea, se duce la Oilands, cumpără de la Oilands, drum bun, succes! Eram la masă cu Domnul. Nu m-am mișcat de acolo pentru nimic în lume. Și al doilea exemplu înfricoșător în direcția aceasta, tragic, sângeros, pe care l-am primit de la mâna întâia, de la fratele Iosif Mirică. L-am vizitat de multe ori pe omul acesta, iubitor și căutător de Dumnezeu. Locuia într-o zonă cu mult nămol și odată când m-am dus, a fost nămolul așa de adânc că mi-au rămas pantofii în nămol, n-am reușit să-i mai scot de acolo. Și mi-au dat dumnealor niște cizme când am plecat de acasă.
și recent au făcut drumul acolo, au săpat cu buldozer, au făcut drumul acela pe care altădată era o baltă acolo. Și o doamnă contabilă mi-a spus, zice, ghiciți ce au găsit în drum în dreptul lui Nene America. N-am idee, o pereche de pantofi au găsit. Era, băi, dumneavoastră în mol acolo, dar acum era în pământul acesta. Acest om îmi povestește că nu în timpul mersului la parc sau la distracție sau la swimming pool, nu, ci în timpul războiului, în timp ce explodau bombe și moarte, așa cum se întâmplă tot mai aproape și mai aproape de noi în lumea noastră, și în timpul acesta au pătruns într-o gospodărie unde urmau să-și așeze, dumnealui urma să așeze cartierul medical, cu aceasta se ocupa. Infirmeria pentru răniți și pentru morți care cădeau continuu. În momentul când au intrat în curte, spune dumnealui, era un jaf ca în iad. Soldații flămânzi și sălbateci smulgeau animalele din graj, le tăiau, tăiau găinile, au spart butoaiele cu vin, au dărâmat sacii cu grâu, tot ce era acolo, mâncau ce mâncau, jefuiau ce jefuiau, era pulbere tot, o gospodărie nemaipomenit de bine aranjată. Și nimeni nu zicea nimic și am crezut că oamenii aceia sunt fugiți de acasă. Când a spus dumnealui, zice, am intrat în casă ca să-mi aleg o cameră unde pun infirmeria. Și când intru în casă, ce-mi văzură ochii? Doi părinți și copiii lângă ei, în genunchi, la slujba de dimineață. Luau masa de dimineață, luau micul dejun duhovnicesc cu Domnul. Bine, dar tu nu auzi ce este în curte, ce țipete, ce jaf, ce nenorocire. Nu, nu este nimic mai important decât tu să iei timpul ăsta cu Dumnezeu fără să te lași afectat de absolut nimic. Dacă este adevărat ce învățăm, dacă e adevărată importanța acestui cuvânt, dacă e adevărată mărturia noastră că Domnul este totul pentru noi, atunci celelalte sunt nimic. Lucrul ăsta e ușor de zis, este mai greu de împlinit, mai greu de răspuns. Am avut harul să botez un tânăr student la medicină, care acum este mare doctor, și bucuria mare a familiei și așa mai departe. A plecat spre casă și în drum spre casă îmi dă un telefon înapoi. Frate pastor, casa noastră din Hollywood este în flăcări. Totul este cenuș. N-am apucat să luăm nici fotografiile de acolo. Focul ajunsese deja acolo între timp când ei au venit la botez. Și eu repede să spun condolențe, să spun suferințe, vai ce rău îmi pare și așa. Nu, a spus el. Nu. Tot ce a fost mai important pe pământul acesta s-a făcut deja astăzi prin botezul meu. Celelalte sunt detalii. Acest lucru îl produce în sufletul nostru adevărul cu privire la supremația cuvântului lui Dumnezeu și a Domnului în viața noastră, dacă lucrul ăsta e adevărat. Dacă nu este adevărat, vom continua să jucăm un joc pe ambele picioare, cum a spus Ilie poporului său, și vom sfârși prin a vedea că n-a jucat de fapt niciun joc. Cine a jucat pe un picior e una, cine a jucat pe celălalt este alta, dar cine a jucat pe amândouă e nimic. Vă recomand un video. Simon Cowell, cel pe care îl știți de la American Idols, de la America Has Talent, judecătorul acela iubit și urât în același timp, Simon dă un interviu. El circulă pe acoperișul lumii cu valorile lui pe care le are, cu banii lui și cu faima lui pe toată planeta și cu toate astea. Circulă pe acoperișul lumii și exact ce a spus Solomon, tot ce mi-aș fi putut imagina și dori în viața am avut. N-a fost niciun fel de restricție. Până într-o zi în care a fost lovit din spate pe bicicleta lui electrică sau motoreta aceea care a fost lovit din spate, 4 fracturi la coroană, în spital 100 de zile acolo, un an de zile în terapie, minte afectată teribil de lucrul acesta, răbășită. Concluzia vieții lui. În situația aceea mi-am dat seama că absolut totul este nimic. Cum
nimic, domne, ai auzit ce sute de milioane și ce faimă și ce... Ai auzit ce se întâmplă în 24 de ore cu agențiile omul ăstuia și câtă lume și ce se întâmplă? Am auzit, dar eu iau mărturia lui. El a spus totul, absolut totul, este nimic. Absolut nimic. Și cum a ajuns cineva la această concluzie și de ce ar trebui să nu mai îl pun la test pe Solomon, că și el mi-a spus că e nimic. Mi-a spus, e deșertăciune și goana de pământ și el a fost mult mai sus decât Sima. Nu? Dar de unde și cum s-a întâmplat lucrul acesta? Prin ceea ce ar putea să pară o nenorocire, o mare necaz, un accident, să te lovească cu o mașină, să-ți rupă coloana în patru locuri și chinuri, ce nu se pot imagina, dureri despre care Dumnezeu a spus sunt peste capacitatea omului de a suferi așa ceva. Când se întâmplă așa ceva, ați auzit ce necaz, ce nenorocire, ce lucru. Așa este, e un necaz, e o nenorocire. Dar important este în ce transformă Dumnezeu așa ceva. În ce transformă Dumnezeu așa ceva? Aș dori astăzi să reținem acest lucru. Să mergem înaintea lui Dumnezeu și să-i cerem să ne ajute să avem această scară a valorilor. Aceasta, pentru că nu convențional, e real, așa se întâmplă. Fiecare om la capătul drumului va spune același lucru. Și de ce aș spune acolo când nu mai pot îndrepta și nu mai pot face nimic? Și nu aș spune astăzi când încă se pot îndrepta atâtea lucruri? Aș dori să mergem la ideea de ziua cea mare și înfricoșată a Domnului. Numele nostru denominațional este legat de venirea Domnului. Și vorbim de pregătire în vederea venirii Domnului. După cum bine ați observat, vestea bună a venirii Domnului a tăcut printre creștini foarte tare, aici și acolo. Se mai amintește câte ceva. Cei mai mulți, asemenea Israelului dezamăgit, asemenea lui Abraham, care nu mai crede în făgăduința nimănui și îi spune, uite, la anul, nu, lasă-mă să trăiască Ismael, lasă-mă în pace, nu mai spune de fiu și de asta, am 20 de ani, nu mai trebuie. Cei mai mulți oameni au abandonat speranța. Pentru cel ce nu a abandonat speranța, vorbim întotdeauna de pregătire, să ne pregătim. Și aici, ca și în alte locuri, ni se concentrează atenția la capăt, la destinație, dar pierdem drumul acesta de aici până acolo. De aici, să zicem că destinația este ușa. Și atunci fixăm ochii asupra ușii, dar nu văd treptele acestea de aici și mă răstorn pe ele. Ca un frate la o biserică a fost și a predicat despre umilință cineva. Și el a fost supărat că frații din bănci n-au zis amin cu viață și așa, câteodată leșinați. Nu au mai zis câte. El a fost foarte supărat pe chestia asta și atunci a spus o rugăciune, Doamne, mustră Tu pe cel mândru în clipa aceasta, te rog, mustră-L Tu pe cel mândru. Și când a plecat săracul, s-a împiedicat de trepte de la ambon și a căzut drept în fața la toată lumea acolo. Și atunci cineva din sală a zis, Doamne, puțini oameni credincioși pe lumea asta, adică Dumnezeu l-a ascultat pe Ilie după ce s-a rugat de 7 ori și pe ăsta l-a ascultat în prima, deci ăsta cum a zis, s-a împlinit pe loc. Lucrul ăsta se poate întâmpla în viața noastră și s-ar putea, într-adevăr, să producă rușine, să producă nu știu ce noi, dar nu e cazul, e tratament. Este un tratament și nu trebuie să fie nimeni rușinat de tratament. Sunt unele, vai, nu știu cum, sunt tratamente pentru sufletul nostru. Adevăratul aspect al pregătirii nu este ziua Domnului, adevăratul obiectiv. Acolo ochiul n-a văzut, urechea nu s-a auzit, nu s-a întâmplat așa ceva. Adevăratul nostru obiectiv este ce se întâmplă înainte de ziua cea mare și înfricoșată a Domnului. Zicem de sportivi ăștia și de cei nedreptățiți și bajocoriți, ați văzut ce s-a întâmplat la Olimpice, la Paris, obraz murdar din partea multor oameni. Zicem despre ei că a fost la competiție acolo. Nu, competiția a avut loc înainte de a merge acolo, în timpul pregătirilor. Acolo decât s-a descoperit în ce măsură acești oameni au pregătit sufletul lor. Pentru
Chiar în declarațiile care au urmat au fost declarații divergente, unele cu înjurături, blesteme, spurcăciuni și așa mai departe, altele care au fost cu o demnitate rar întâlnită. Și mi-am dat seama că pregătirea aceasta nu s-a făcut acolo pe loc când s-a produs nedreptatea, ci s-a făcut pregătirea aceasta înainte de zidirea unui caracter. Nu este produsul unei clipe sau unei reacții de moment, este o construcție dumnezeiască, picătură cu picătură, până când ajunge acolo unde un om poate să manifeste, e rodul umblării de o viață întreagă. La aceasta suntem noi astăzi chemați să acordăm atenție. Ce faci tu înainte de ziua cea mare și înfricoșată? Urmează să mă duc la examen la școală. Urmează să mă duc la tribunal, urmează să mă duc la judecat, urmează să urc pe Everest, ăsta e obiectivul. Dar întrebarea nu este Everestul sau judecata sa. Întrebarea este ce faci tu înainte de a ajunge acolo. Aceasta e ceea ce hotărăște ceea ce se întâmplă acolo. Acolo este doar partea vizibilă a unui uriaș iceberg invizibil care este sub apă. Ce faci tu înainte de asta? Și Bunul Dumnezeu a spus, zice, voi trimite pe Ilie înainte de venirea zilei Domnului. Cel mai important aspect al pregătirii noastre în vederea zilei Domnului este cum ne raportăm noi la mesajul lui Ilie. Și Scriptura ne arată că Ilie nu e un om. Ilie este o lucrare. De aceea Iisus spune despre un alt om, Ioan Botezătorul, ăsta e Ilie. Pe cum? Dar nu-l cheamă Ilie pe ăsta. Nu vorbim de persoană. Noi vorbim de lucrarea aceasta. Dacă cineva ne-ar întreba pe noi, ia să punem un pic acum noi mintea la contribuție, dacă ne-ar întreba pe noi și ar zice așa, poți să spui câteva cuvinte în ce a constat lucrarea lui Ilie? Cine ar vrea să ne dea un mic răspuns? În ce a constat? Știți că el pe muntele Carmel acolo a stat în fața poporului și așa tot ce s-a întâmplat acolo. Cine poate să ne spună în ce a constat lucrarea aceea, care a fost obiectivul lucrării? Te duci la doctor, ai o tumoră, te operează sau te doare ceva. La fel, obiectivul este ăsta, să dea afară chestia asta. Care a fost obiectivul acolo pe Muntele Carmel? Cine poate să spună, înainte să discutăm despre altceva, care a fost obiectivul, care a fost job description, ce trebuia făcut acolo? Cine ne spune nouă? Care era problema în primul rând? Cine poate să spună, printr-un singur cuvânt, care era problema? Alegerea. Cum? Închinarea. Nu, închinarea nu e o problemă, alegerea nu e o problemă. Iubiții mei, profeții lui Baal, e un singur cuvânt. Contrafacerea. E una imitatio Christi, a spus fratele Brother Lawrence, imitați pe Iisus ca să deveniți ca El. Este altceva confuzia, care o fi una, care alta, și este cu totul altceva contrafacerea în care plănuiești în mintea ta să distrugi ceva prin a imita perfect. Asta este contrafacere cu distrugerea mintei, asta e război prin contrafacere. Dumnezeu era acolo ca să facă lumină, nu să-i determine pe oameni să aleagă într-o parte sau în alta, cum nu face nici astăzi, cum n-ar trebui să facem nici noi în familiile noastre sau în biserică sau în lume. Noi nu suntem aici să ducem pe cineva să devină ca noi. Nu, nu este cazul acesta. Noi suntem chemați să vestim Evanghelia și atunci din vestirea aceasta ce va face omul acesta? Până la urmă s-a spulberat contrafacerea sau nu? Da sau nu? Da! S-a știut cine e Baal, că el era o contrafacere a lui Dumnezeu. Luați-vă, vă rog, vă dau o temă mică pentru acasă, și eu dar nu avem timp în momentul ăsta. În tema aceasta urmăriți ce asemănări erau între Baal și Dumnezeu făcute în așa. Era o contrafacere aproape perfectă. Acolo s-a făcut lumină. Cine este cel care a făcut lumină? De ce stare? Dumnezeu a făcut lumină. Singur?
împreună lucrând cu Ilie. Ilie cheamă poporul, Ilie pune pietrele, Ilie toarnă apa, Ilie aduce taurul, tot, dar Ilie nu poate să dea foc peste. Și atunci el este împreună lucrător cu Dumnezeu. El face partea lui sfântă și frumoasă, iar Dumnezeu este acela care confirmă și întoarce inima poporului și face clar, face lumină. Dumnezeu este adevăratul Dumnezeu. Dacă a fost vreo vreme a contrafacerii în istoria planetei Pământ, mă aștept și ar fi logic ca ea să se manifeste la sfârșitul timpului. Ea a avut o progresie din ce în ce. Pentru că epistola a doua către Tesaloniceni ne spune că vor fi folosite toate uneltele nelegiuirii, toate mijloacele, toate puterile răului vor fi aruncate. Vedeți că diavolul nu este negru, așa cum foarte greșit am fost noi învățați chiar de diavol. El ne-a predat nouă lecția. El nu e negru. Nu. Nu, el este înger de lumină. Dumnezeu este lumină și el se preface într-un înger de lumină. El nu apare ca împotrivitorul lui Dumnezeu, e război, marea luptă, bate Dumnezeu cu diavolul, diavolul cu Dumnezeu. Nu. Diavolul imită, contraface numele lui Dumnezeu până acolo încât nimeni nu mai știe să facă deosebire. De ce când întreabă Ilie acolo, dacă Dumnezeu e Dumnezeu, mergeți după El, dacă Baal e Baal, mergeți după El, care a fost răspunsul poporului? I have no idea. N-am nicio idee. Tabula rasa. Confuzia este atât de cumplită încât dacă mă uit la Baal, sunt convins că este Dumnezeu și dacă mă uit la Dumnezeu, iar îmi vine să zic că e Dumnezeu. Nici nu știu ce să... Poporul nu a răspuns nimic pentru că nu avea ce să răspundă. Contrafacerea era totală. Diavolul nu lucrează cu imitații ieftine. Iisus este numit Luceafărul de dimineață, dar răsări în inimile voastre și diavolul este numit Lucifer. Sigur că da, trebuie să fie extrem de aproape. Și lucrul acesta îl luminează Pavel spunând, nu este de mirare că Satana se preface într-un înger de lumină și slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii. Lupta împotriva lui Dumnezeu și marea luptă nu se duce prin opoziție. Nici nu apare, este atât de apropiat lucrul acesta că nu apare ideea aceasta de opoziție, încât mama Eva nici nu știe ce să creadă. Dumnezeu îi vrea binele, șarpele îi vrea binele, nici nu știe ce să creadă, pur și simplu a intrat deja în dialog și aceasta a și produs imediat confuzia pe care o aduce contrafacerea. A contrafăcut la perfecție intenția și planul lui Dumnezeu cu ei. Iubiții mei, într-o situație ca aceasta se găsește lumea noastră astăzi. Nu mai știm identitatea noastră. Ce aia un băiat? Depinde ce crede el că este. Ce e o fată? Păi să vedem ce-o fi fata aceea. Ce este aceea familie? Să vedem ce-o fi aia, nu știm. Poate să fie așa, poate să fie așa. Ce este aceea dragoste? Păi uite, dragoste, acum l-a găsit pe unul care, un animalist, un om care trăia cu animale și e arestat acum, săracu, are mulți ani luați acolo. Ce e aceea? Nu mai știm ce este. Ce e aceea biserică? Nu mai știm ce este. Ce e aceea la adevăr? Oh, nu, e relativ, fiecare spune ce și cum. Care e voința lui Dumnezeu? Nu știu, e voința mea. I am the captain of my boat. Eu sunt capitanul vieții mele, știi? Domnul capitan, i-am zis, păi da, cum rămâne cu furtuna? Dacă vă vine furtuna, ce mai sunteți capitanul? Chiar așa de capitan sunteți, că uitați că barca asta a fost făcută de cineva. Nu, asta nu sunteți. Capitan nu înseamnă Dumnezeu. Dumneavoastră aveți un rol de jucat aici, da, dincolo de rolul dumneavoastră. Este o lume întreagă. Cineva a făcut barca aceasta și nu sunteți dumneavoastră capitanul acesta. Cineva a făcut harta după care dumneavoastră navigați sau GPS sau stele sau așa mai departe. Deci nu sunteți singuri. Dumneavoastră intrați într-o situație anumită, groaznică, depășește puterile dumneavoastră. Nu mai sunteți deloc capitan acolo, deveniți victime. Deci afirmația aceasta, eu sunt capitanul vieții mele, care circulă de astăzi, este esența vremii noastre. Pe de o parte, Scriptura spune să ne uităm țintă la capitanul vieții noastre
Și pe de altă parte, lumea noastră ne spune, nu, tu ești capitanul vieții tale, tu hotărăști binele, tu hotărăști răul. Bine, dacă vedem un cablu electric cu 27.000 de volți, putem noi să hotărâm dacă are sau nu electricitate pe el? Putem noi să hotărâm dacă vatămă sau nu inima în lovitura asta teribilă, 27 de, este, rămâne pe seama noastră? Noi suntem cel care decidem așa ceva? Aici fusese adus Israel prin contrafacerea ideii de Dumnezeu. Cum vă explicați faptul că în cartea Apocalipsei de două ori spune toți locuitorii pământului se vor închina? Credeți că oamenii aia se închină la Satana? Nu, ei se închină la o contrafacere care este imposibil de distins de marele original. Tot pământul, toți locuitorii pământului se vor închina. Textul continuă, însă e vorba de cei care au numele scris în cartea vieții, că aceștia nu se vor închina pentru că ei au tonul din altă parte. Bine, dar nu vezi, uite tot ce se întâmplă, uite, nu se vede, seamănă de nemai auzit, seamănă ca Lucifer, dar nu este, e diferență mare. Cum vă explicați faptul că în a doua Tesaloniceni, capitolul 2, versetele 7, omul fără de legii nu se așează în templul lui Dumnezeu dându-se zeu sau satana sau ceva, nu, se așează în templul lui Dumnezeu dându-se drept Dumnezeu. Este o contrafacere desăvârșită. Toți locuitorii pământului se vor închina. De ce? Pentru că ei niciodată n-au supus părerile lor. Ei au fost capitanul minții lor și al voiei lor. Doamne, eu văd lucrul acesta. Ce vezi tu aici, Tată iubit? Văd bine. Ajută-mă să privesc prin ochii tăi, Doamne. Și abia Dumnezeu este Cel care face distinția între ceea ce este drept și adevărat și ceea ce este o contrafacere cu intenția distrugerii. În agenda luciferică, în acest satanic manifest pe care îl găsim și în Isaia și în Apocalipsa, el arată pașii pe care va merge. Mă voi înălța, voi fi, voi deveni. Așa scrie acolo. În centru este euul. Luați același lucru din Ezechiel, luați întrebarea lui Dumnezeu uluitoare, cum de-ai căzut, cum de-ai putut gândi că așa ceva duce mai departe. Și explicația a fost simplă, inima ta amăgită te-a dus în rătăcire. Tu ești cel care te-ai înșelat singur. Trăim într-o vreme a amăgirii, a contrafacerii, cum nu a fost niciodată în istoria lumii. Nu va rămâne domeniul al vieții care să nu fie contrafăcut. Și nu va exista și nu există niciun fel de mijloc prin care o minte ar putea să distingă între ceea ce este autentic, original, adevărat și ceea ce este contrafăcut. Unul singur poate să facă lumină în cazul acesta și aș vrea să citim împreună lucrul acesta pe care îl găsim noi scris aici în epistola lui Pavel către Corinteni, prin care cuvântul lui Dumnezeu ne spune astfel. Dumnezeu nu este autorul confuziei sau contrafacerii. Sigur nu. Acesta n-are rost să mai discutăm. Și scrie mai departe Sfânta Scriptură, acest lucru se va aplica și se va rezolva într-un singur fel, și anume, Dumnezeu care a spus să fie lumină, ne-a luminat sufletele, căci Dumnezeu care a zis acest lucru, n-a făcut să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Ilie a construit altarul, Ilie a turnat apă, Ilie a adunat lumea, Ilie a adus jertfa, toate cele, dar totul este nimic dacă Dumnezeu nu va trimite foc din cer. Această pregătire a lui fără Dumnezeu, sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc să nimic, va constitui condamnarea lui, nu va rămâne un oscior din ființa aceasta, pulbere pe baza acestui altar, acestei jertfe, dacă nu va confirma Dumnezeu. Dacă va confirma Dumnezeu, va deveni o putere care va face lumină și claritate în mintea oamenilor care au distins clar. Am văzut roadele lui Baal,
acum am văzut roadele lui Dumnezeu, concluzia, Domnul este adevăratul Dumnezeu. Lui să ne încredințăm destinul nostru în această vreme de cumplită confuzie. Nu numai pe stradă, confuzie cumplită în biserică, confuzie cumplită în Evanghelie. Ce este Evanghelia? O doamnă în vârstă îmi spune, zice, am participat toată viața mea la camp meeting-uri, toată viața mea și am început prezentarea cu întrebarea ce este Evanghelia, niciodată nu ne-au spus, am aproape 80 de ani, niciodată n-au reușit, n-au răspuns la întrebarea aceasta, n-au răspuns pentru că aveau părerea lor despre Evanghelie. Și Pavel spune, zice, nu există o altă Evanghelie, este una singură și tot ce este diferit de această Evanghelie a lui Iisus Hristos este diavolul. Acum, cu ajutorul lui Dumnezeu, ne-a fost deschisă o perspectivă atât de frumoasă sufletelor noastre. Nu vă grăbi să munciți cu confuzia, cu imitațiile, cu contrafacerile, nu vă munciți. Luptați pentru credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna, ațintiți-vă privirile la acela care poate să facă deosebire. Și revin citind cuvântul. Dumnezeu care a spus să lumineze lumina întuneric, ne-a luminat sufletele pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Îți mulțumim mult, Doamne, trăim într-o lume extrem de primejdioasă. Tu ai spus că vor fi zile grele și dacă Tu ai spus cuvântul acesta, Tu ai spus că va fi strâmtorare cum n-a fost niciodată. Și marea strâmtorare constă în faptul că neadevărul seamănă atât de tare cu adevărul, încât este imposibil omenește să facem distinția. De aceea, Doamne, Dumnezeul nostru, ochii noștri privesc la Tine. Tu ești singurul care ai despărțit lumina de întuneric. Tu ești singurul, Doamne, care prin viața și ființa Ta ne-ai făcut pe noi să spunem acesta este adevăratul Dumnezeu. Fă să-ți rămânem credincioși și să mergem pe urma pașilor Tăi până la cel din urmă pas când ne vom vedea față în față. Fie numele Tău binecuvântat în veci. Amin.